Am aici un termometru care folosește o diodă în 4148, cum ai testat ca senzor. Dar acum am avut fac, și era fac multiplexat. Știrea nu se face prea des ca să nu apară variații mari dacă e în aer. Un pic, nu? Gata. Deja deci sunt câteva secunde. Din colț s-a încălzit repede că am pus mâna, dar în aer se răcește mai lent. Ne-a se apropie de temperatură, care era undeva spre 25-27 sau ceva de genul ăsta.